Choux à la crème, rețeta franțuzească. Ingrediente. Pentru aluat ne trebuie 125 ml de apă, 125 ml de lapte, 125 g de unt, 150 g de făină, 3 albușuri. Pentru cremă ne trebuie 500 ml de lapte, 3 gălbenușuri, 2-3 linguri de zahăr sau o banană pasată pentru cine dorește fără zahăr. De asemenea, frișcă. Mod de preparare. Pentru gogoși, se clocotesc apa, laptele și untul, se ia vasul de pe foc, se pune toată făina și se amestecă repede, formându-se o minge în care se încorporează albușurile. Din acest aluat se iau cu lingura bucățele mici sau se pun cu forma spiralată și se coc în tava caldă timp de 10-15 minute. Apoi se taie pe mijloc și se umple cu cremă și cu frișcă. Crema. Se amestecă gălbenușurile cu zahăr sau cu o banană pasată și puțin lapte. Apoi cu tot laptele de pe foc până se face o cremă grosuță. Ornăm după preferință, cu frișcă, zahăr pudră, ciocolată topită, miere sau fructe de sezon. Poftă bună!